Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi ieșeni, bună ziua români! Ca de obicei, 24 ianuarie ne găsește împreună, în orașul în care am copilărit, în orașul de care este legat începutul intrării mele în adolescență. Orașul din care Copoul este parte din sufletul meu, la fel ca și statuia lui Cuza, unde veneam cu școala și sărbătoream 24 ianuarie. Este un moment important, 24 ianuarie. El a fost prefigurat de pașoptiști la 1848, iar idealurile pașoptiștilor au început a se împlini odată cu alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe 5 ianuarie de adunarea electivă de la Iași. A urmat 24 ianuarie la București, moment care, prin alegerea lui Cuza, a însemnat piatra de temelie a statului român modern. O piatră de temelie care a evoluat, s-a pus de Unirea cea Mare din 1918. Atunci, la 1859 și la 1918, români și politicieni, popor și politicieni, au gândit în spiritul dragostei lor pentru România și a respectului pentru viitor. România a început să se modernizeze, a început să existe și să se modernizeze începând cu 24 ianuarie 1859. Procesul de modernizare a fost unul dificil, dar el este un proces care nu se poate întrerupe niciodată. Și astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de continuarea procesului de modernizare a statului român. Modernizarea statului nu este o vorbă. Modernizarea statului este o necesitate. Fiecare zi care trece adaugă exigențe noi. Modernizarea nu este doar treaba politicienilor. Modernizarea se face atunci când o națiune întreagă dorește și cere acest lucru. Eu vă chem pe dumneavoastră, pe cei 22 de milioane de români din interiorul țării și pe cei alți circa 10 milioane din afara României, să fim parte la procesul de modernizare a României. Așa cum spunea Roberta Anastase aici, avem nevoie de modernizarea Constituției. Avem nevoie de modernizarea instituțiilor statului. Dar poate mai mult decât orice și poate mai mult decât oricând, avem nevoie de modernizarea modului nostru de a gândi. Românii nu au dreptul să se mai mulțumească cu puțin, iar politicienii nu au dreptul să mai dea românilor puțin. Avem nevoie să fim solidari într-un efort de trecere peste o perioadă dificilă, nu numai a României. Toată Europa este în criză economică. Avem nevoie de solidaritate. Avem nevoie să ne respectăm ca români în primul rând și să ne respectăm unii pe ceilalți în al doilea rând. A
Avem nevoie să fim mândri din nou că suntem români. Auzim prea mult, prea des, auzim aproape continuu cât de neputincioși suntem noi și deschideți orice televizor și veți vedea acest lucru, cât de neputincioase sunt instituțiile statului și cât de deștepți sunt alții. Vă asigur, dragi români, că suntem un popor deștept, un popor puternic, un popor care poate fi foarte hotărât. Și istoria a arătat acest lucru. Astăzi, la Iași, la 150 de ani de la unirea principatelor,